Discuțiile vor fi referitoare la întârzierile înregistrate în implementarea unor proiecte comune. Voi avea o deplasare și o întâlnire în frontieră la Siret-Porumnie cu partenerii ucrainieni. E vorba de conducerea acestei regiuni, atât partea legată de, de Consiliul Regional, cât și cea legată de Guvernul Local, de Administrația Regională de Stat. Ocazie cu care vom discuta proiectele care sunt în acest moment în derulare între Suceava și Cernauți, în diverse formule. Sunt proiecte în care noi suntem titulari, sunt proiecte în care noi suntem parteneri și care, din uh, rațiuni de forță majoră, ați putea spune, sunt uh, într-un fel uh, cu dificultăți, cu întârzieri, legate de faptul că situația din Ucraina a condus la o situație financiară deosebită privitoare la aceste proiecte. Înțeleg că toate sumele de bani care au fost transferate către partenerii din Ucraina s-au convertit automat la momentul transferului din euro în moneda națională, în grivne și sigur datorită deprecierii acei bani nu mai au valoarea care era la acel moment transferată. Pentru ca întâlnirea să aibă un caracter cât mai aplicat, este necesară și prezența reprezentanților legale instituțiilor beneficiare de fondurile europene nerambursabile alocate prin proiectele menționate.